Din cauza caniculei sunt restricții de circulație în municipiul Slatina astăzi și mâine, în intervalul orar 11-19, pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone. Excepție de la aceste restricții fac următoarele categorii de vehicule: transportul de persoane, transporturile de animale vii și produse perisabile, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile de mărfuri sub temperatură controlată, tractări, vehicule avariate și distribuire de apă și hrană în zonele calamitate. Polițiștii recomandă șoferilor să ia câteva măsuri de siguranță pentru a trece mai ușor peste această perioadă cu temperaturi critice. Planificați-vă traseul având în vedere restricțiile de circulație, asigurați-vă că aveți suficiente lichide și mâncare, astfel încât să nu fie nevoie să vă deplasați pentru a le procura. Înainte de a porni la drum, asigurați-vă că starea tehnică a autotrenului este corespunzătoare. Asigurați-vă de funcționalitatea sistemului de aer condiționat, mai apare în comunicatul poliției. Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Olt recomandă parcarea vehiculelor vizate de restricții pe cât posibil în parcări amenajate, astfel încât să nu fie afectată desfășurarea circulației în condiții normale a celorlalți participanți la traficul rutier.